Global să aibă și zăpadă, ca la Volca, e nu-i așa? Și ca mama ca la moșă. E o fabrică mare, holding mare, mare, mare. Fac scutire pentru 80 de țări. Fac 1.000.000 de scutice pe zi și dau în toată lumea. Și acum vreau să le iau eu la Iași cât pot de mult. Dar hai să ducem în fabrica, că acolo e baza. Aici e doar vorbe și sticlă. Să vezi ce jucării frumoase au acolo înăuntru, când te apropii de ele, îți vine să te lași deodată și să stai aici, numai să faci toate de scutece. Am pus așa aici un gel pe cu un monitor care se joacă, băi, ți-ai pază să joacă pe aici, pe calculator, bă, de ziua. Dar ce fain, asta îmi place la nebunie. Ați văzut? Raiul scutecelor, vedeți? Raiul scutecelor. Am spus, dar față de ușa asta faină, mi-a mi-a plăcut. E zero. Ia uitați, ce faină. Ia uitați. Abdul, prost. Unde e ușa? Ai scutecele voastre? N-am plecat la cumpărătură, am plecat la Olanda astăzi, unde în Gaziantep, cum se spune, Justin? Gaziantep. Gaziantep. Nu știu unde e, dacă v-ați căutat pe Google, este un oraș mare în Turcia, undeva lângă Siria. Am fugit noaptea cu oamenii mei. De ce? Pentru că prețurile au crescut foarte mult la produsele pentru întreținerea copiilor și am venit să căutăm produse de cea mai bună calitate la prețul cel mai bun de pe piață. Toți copiii noștri, la preț de jumătate, aș spune eu, față de cei pe piața românească sau chiar mai bine, vor putea avea aceste produse de calitate. Am făcut un calcul mai devreme cu oamenii noștri și cu 100 de euro, 100 de euro, dragi creștini, dragi prieteni, se pot achiziționa produse pentru un an de zile. Vă dați seama, cu copiii noștri nu vor avea grijă scutecelui de la naștere până când va putea scăpa de scutecele în speranța că la un an ceva îl pune la uliță. Am găsit oameni bune aici, domnul Abdul, îl salut, care vine este directorul de vânzări al companiei, o companie, un holding, de fapt, care vinde în toată lumea, cum spuneam, și lansez cu această ocazie, mai vorbim și la Iași când ajungem cu ajutorul lui Dumnezeu, deci cei care doresc pot achiziționa aceste scutecele pentru un an de zile cu 100 de euro pentru un copilaș. Va mai fi o ofertă, pentru că nu există produs mai bun pe piață și fără chimicale, produsele acestea naturale, ele sunt la jumătate din prețul de piață a unui produs ecologic în România, adică un scutec fără chimicale, care nu uite și care nu dă reacția alergice, atenție foarte mare, și atunci puteți cumpăra acest produs, când lansăm magazinul online la noi, la biserică, și facem o treabă. Noastră luați un produs, că e la preț de jumătate, unul de asta copilul meu și ieșiți-o cum mai ieftin. Cât va fi, habar n-am, sutăm și prețul pe atunci, dar păcate de tratative. Sunt produse de cea mai bună calitate, undeva 75% vin din Statele Unite și doar o mică parte din Turcia, dar chiar și ce e făcut aici sunt făcute la cel mai mare standard de calitate. Uite geanțele. Da, troller. Da, le luăm din... în aeroport și n-am avut timp să luăm niște ciolăre. Și atunci am luat sarele cu noi, am pus toate mostrele noastre în sacele cu noi. Uitați-vă și la ei. Așa? Da. În aeroportul din Istanbul, cu sacele cu noi în spate, că nu mostrele, pentru copiii de la Iași, se face fericiți. Să vedeți ce frumos a mâncat ghidul nostru, Abdul, la clasa 1, cu... Acolo a găsit loc să la cu mai au locul când am pierdut avionul, pe avionul. L-am mâncat și pe acolo și cu sacul de gunoi la clasa 1. Ce mai? Tot greu are și lucruri frumoase. Cât să vă duc la mănuț acum la Istanbul și venim acasă cu produse ieftine pentru copii, ca să îmbrăcăm copiii ieftin, frumos și bun. Doamne ajută!